Utilajele au apărut în zona de la intrarea în Turda. Aici a fost instalată și organizarea de șantier. Vestea demarării lucrărilor este cu atât mai bună, cu cât în ultimele luni procesele s-au ținut lanț în urma licitației de atribuire a lucrărilor de la sfârșitul anului trecut. Valoarea totală a investiției pentru construcția celor 70 de kilometri a întregii autostrăzi este de 1,05 miliarde de euro și este împărțită în 4 loturi. Proiectul este finanțat 85% din fondul de coeziune și 15% din bugetul de stat. Având în vedere relieful zonei, contractul presupune realizarea mai multor lucrări de artă, poduri, viaducte, etc., precum și 5 traversări peste râul Mureș. Potrivit autorităților locale, la nivelul județului Alba există un număr de 3699 de proprietăți care vor fi afectate de lucrările de construcție autostrăzii Sebeș-Turda, dintre care doar 6 sunt construcții ce vor fi demolate, iar restul sunt parcele de teren. Vor primi despăgubiri circa 5000 de persoane, fiind vorba de multe cazuri în care, pe același teren, există mai mulți proprietari.